Hristos a înviat. Cu cât mai strâns se apropie creștinul de Paștele lui Hristos, cu atât mai puțin însoțitor va afla în jurul său, spune părintele Sofronie Saharov. Sunt preotul Mircea Rosnac de la parohia Coperământ Maicii Domnului din orașul Chartres, Franța, și vă invit, în cele ce urmează, să citim împreună unul din textele Evangheliei zi de astăzi, capitolul 10 din Evanghelia de la Ioan, versetele 1-9. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la el: adevărat, adevărat zic vouă, cel ce nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe alături, acela este fur și tâlhar. Iar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui, și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară. Și când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înțeles ce înseamnă cuvintele lui. A zis deci iarăși Iisus: adevărat, adevărat zic vouă, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, iar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa, de va intra cineva pre mine, se va mântui, și va intra și va ieși, și pășune va afla. Iubiți credincioși, astăzi este ziua de pomenire a Sfântului Împărat Constantin cel Mare și a mamei sale Elena. Îi cinstim pe drept cuvânt ca fiind întocmai cu apostolii. Creștinismul era inițial privit ca o sectă iudaică, până când apostolul Pavel, după convertirea sa, i-a înțeles esența universală, devenind astfel apostolul neamurilor. În cea mai mare parte, cartea Faptele Apostolilor, pe care o citim în această perioadă în cultul liturgic, ne înfățișează misiunea paulină. O citim tocmai pentru a pătrunde în esența învierii. Cea mai mare dovadă a faptului că Hristos a înviat nu este atât mormântul gol, cât ceea ce a urmat apoi, și anume misiunea apostolilor, convertirea și martirul pe care și l-au asumat creștinii de-a lungul a 3 secole. Cum să înduri moartea pentru un Dumnezeu pe care nu l-ai văzut? Zeci, poate chiar sute de persoane erau martirizate în fiecare zi pentru că nu renunțau la Dumnezeu. Nu l-au văzut, dar l-au cunoscut. Altfel, nu poți să renunți la viață prin cele mai groaznice chinuri. Numim primele 3 secole epoca de aur a bisericii, tocmai pentru că nu era de luat creștinismul în secularism. A fi creștin însemna conștiința clară de a avea pașaportul morții. Deși trebuie precizat că nu cu aceeași intensitate și nu în întreg Imperiul Roman creștinii au fost prigoniți. Prigoanele ating apogeul în timpul împăratului Diocletian, predecesorul lui Constantin, tocmai pentru că Diocletian vedea în creștinism slăbirea identității spirituale romane și, prin urmare, slăbirea Imperiului, care într-adevăr era foarte șubred. Constantin nu doar dă libertate creștinilor prin edictul de la Milan din anul 313. Specialiștii estimează populația creștină a Imperiului la acea vreme în jur de 2-4%. Da, estimările sunt diverse. În orice caz, era vorba de o minoritate nesemnificativă. Constantin se convertește, adoptă această religie nesemnificativă ca fiind a sa.
Iată ce însemna să alegi adevărul. Nu doar să dai libertatea, nu doar să dai dreptul la existență, ci să-ți asumi acest adevăr prigonit, cu riscul de a nu fi înțeles, de a pune în pericol interesele politice. Paradoxul e că Imperiul Constantin a mai trăit apoi puțin peste 1100 de ani, devenind astfel cel mai longeviv imperiu din istorie. Constantin, asemenea apostolului Pavel, îi oferă creștinismului dimensiunea universală, schimbând cursul istoriei, schimbând istoria lumii. Să dea Domnul și să ne ajute Sfinții Constantin și Elena să ne asumăm identitatea creștină și să înțelegem drumul pe care ni l-am angajat prin Sfântul Botez să-l parcurgem. Amin.